Puțin dintre romașcani știu faptul că la Budești, în comuna Făurei, funcționează cu bune rezultate de peste un deceniu un centru cultural internațional, al cărui activitate este coordonată de nemțeanca Camila Schwimmer și soțul acesteia, renumitul pianist Arcadi Trofin. Printre tematicile incluse a fi dezbătute la acest centru se numără și unul legat de organizarea unui workshop, în care Kathleen Kingdon și maestrul Schwald Kuhl îi vor invita pe nemțeni la seria de manifestări intitulate generic Lecturi spirituale în România. Că autorii cărții, maestrul prin Kathleen Kingdon, vor veni aici în România. Ei sunt într-un, luna aceasta, sunt într-un tur în Europa, într-un turneu în Europa și prin și pe lângă Anglia, Germania, Olanda au ales să fie prezenți în România, chiar aici în zona aceasta. Avem aici informațiile necesare. Va fi un workshop de o zi sâmbătă 1 octombrie. Dacă sunteți interesați, mi-ar face mare plăcere să împărtășim din nou o minunată experiență spirituală. Manifestările vor debuta în data de 1 octombrie. Cu o zi înainte se vor organiza secțiuni private cu cei doi invitați, la care sunt chemați să participe toți cei interesați de prezența divină în viața noastră. Workshop-ul este, cum am spus, sâmbătă 1 octombrie, între 9:30 și 16:30. Înainte de sâmbătă, urmează să decidem ori la Centrul Cultural Internațional de la Budești, dar dacă se înscriu foarte multe persoane, vom organiza la Condor, care este la jumătate între Piatra Neamț și Roman, și care au o sală de conferințe foarte frumoasă. Înainte de workshop, vine, sunteți invitați la o seară cu tibetanul, așa îi se spunea maestrului când era în viață, îi se spunea tibetanul, care va avea loc sigur la Budești, la noi acasă, și Kathleen Kingdon, care este de profesie psihoanalist, va oferi și sesiuni private celor interesați. Participarea la aceste manifestări este gratuită, mai puțin sesiunile private cu maestrul Schwald Kuhl. Prezența presei nu va fi permisă la niciuna din aceste manifestări considerate a fi exclusiviste.